Hristos a înviat. Minunat să sărbătorim, să celebrăm împreună și nu există bucurie mai mare decât faptul că știm că bucuria noastră vine din adevăr. Nu doar am inventat un basp sau niște povești care să ne mai încălzească așa inima, ci întotdeauna când ne adunăm, ne strângem la oaltă, deschidem cuvântul lui Dumnezeu care este vrednic de încredere, astfel încât credința noastră să fie întărită. Duminica trecută am început să poposim, dacă vă amintiți, asupra unuia dintre uh, pasajele magistrale ale Vechiului Testament, uh, capitolul 53 din cartea profetului Isaia, uh, astfel încât să putem să stăm cu gândurile noastre, să medităm în săptămâna care a trecut la ceea ce numim noi, inclusiv în poporul nostru, săptămâna patimilor Domnului Isus Hristos, mielul de sacrificiu. Și dacă vă amintiți, pentru a conștientiza durerea și prețul nespus de mare care a fost achitat pentru ca noi să putem să trăim, am încheiat predica de data trecută cu întrebarea aceasta. Ce aduce într-o familie nașterea unui copil? Aduce fericire, aduce bucurie de nedescris. Nu știu dacă vi s-a întâmplat. Uh, și vouă, nu așa că adeseori mergem în, nu știu, la o întâlnire, în, în vizită și se adună acolo mai multă lume, fie că ai, fie că nu ai copii, dacă în casa aceea este un bebeluș sau un copilaj. adeseori surprinzi momente de felul acesta când, băi, toți adulții parcă nici nu mai vorbesc unul cu altul, nu se mai uită nici pe telefoane, toți se uită la copilaș și se bucură de năzbâtiile lui, de gingășia lui, de frumusețea lui. Ei bine... Dacă un copil și nașterea acestuia aduce multă, multă bucurie, ce ar produce moartea unui copil? Cei care suntem părinți nu vrem nici măcar să ne imaginăm. Atât de straniu, atât de dureros e, e doar gândul imaginației noastre că ai putea să treci printr-un astfel de, de necaz. Cât de mare să fi fost tăcerea cerului, că nu doar. Fiul lui Dumnezeu, ci singurul său Fiu. Prea iubitul inimii Tatălui, Iisus Hristos, a trebuit să devină mielul de jerfă și nu orice fel de jerfă, ci o jerfă pe care însuși Tatăl să trebuiască să o înfăptuiască. Spun scripturile că atunci când El și-a dat suflarea, Soarele s-a întunecat și un întuneric dens a coborât peste întreaga țară. Femeile priveau la crucea lui Hristos și plângeau cu disperare. Ucenicii, plini de spaimă, erau în spatele, dacă vă amintiți, în spatele ușilor ferecate cu zăvoare. Înfricoșați, plini de teamă. Cu toții au crezut că bucuria adusă de fiul s-a evaporat odată cu moartea lui. Cine a crezut în ceea ce fusese însă vestit? Că da, toate aceste lucruri trebuie să se împlinească după cum au spus scripturile, dar, vă amintiți predicile Domnului Isus Hristos? Întotdeauna se încheia un în felul acesta. Dar, a treia zi, trebuie să învieze dintre cei morți. Căci moartea nu este finalul, doar începutul aceea ce va fi numit cel mai mare triumf care a existat vreodată în vreo împărăție, căci nu a fost doar triumful trecător al unui împărat care pentru o vreme, pentru o generație și-a pus o cunună pe, pe, cap care se vestejește în cele din urmă și apoi se ridică o altă împărăție, vine un alt împărat și ia locul și tot așa nu, ci vorbim despre o împărăție al cărei capăt nu se poate vedea al cărui popor nu poate să fie numărat, a cărei fericire nu poate să fie exprimată în cuvinte, căci o pace fără sfârșit a venit odată cu învierea Domnului Isus Hristos. El nu a fost doar robul suferind, ci prin suferințele sale, Hristos a ajuns să fie robul triumfător. Moartea sa s-a transformat de fapt în cea mai mare victorie. Ei bine, iată în ce fel frumos continuă Profetul Isaia să ne spună de la versetul 10 toate lucrurile acestea, dar ca să ne uh, imaginăm și să putem să vedem și mai frumos progresia înspre triumful robului suferind, aș vrea să vă invit să recitim tot capitolul din cartea Isaia, Isaia, capitolul 53, de la versetul 1. Cine a crezut ceea ce noi am auzit? Și brațul Domnului, cui a fost descoperit? El a crescut înaintea lui ca un lăstar, ca o rădăcină ieșită dintr-un pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici măreție la care să ne uităm și nu era nimic în înfățișarea lui ca să-l dorim. Era disprețuit și părăsit de oameni, un om al durerilor și obișnuit cu suferința. Era disprețuit ca un om de care ți-a ascuns fața. Iar noi nu l-am luat în seamă. Într-adevăr, el suferințele noastre le-a luat și a purtat durerile noastre. Noi însă l-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu și a suprit. Dar el era străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste el. Și prin rănile lui suntem vindecați. Noi rătăceam cu toții, ca niște oi, fiecare urmându-și propria cale. Dar Domnul a pus asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, el nu și-a deschis gura. Ca un miel care este dus la tăiere și ca o oaie mută înaintea celor ce o tun, tot așa nici el nu și-a deschis gura. A fost luat prin forță și judecată. Dar cine din generația lui s-ar fi gândit că el era șters de pe pământul celor vii și lovit pentru fără de legea poporului meu? I-au pus mormântul lângă al celor răi, L-au în groapa celui bogat, deși el n-a comis vreun act de violență, și în gura lui nu s-a găsit înșelătorie. Domnul, însă, a vrut să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru vină. Își va vedea urmașii, va trăi multe zile, iar voia Domnului va prospera în mâinile lui. După ce va vedea munca sufletului său, va fi mulțumit. Prin cunoștința sa, slujitorul meu cel drept îi va îndreptăți pe mulți și le va purta nelegiuirile. De aceea îi voi da o parte la un loc cu cei mari și va împărăți prada cu cei puternici căci, S-a golit pe sine până la moarte și a fost numărat alături de cei răzvrătiți. Totuși, el a purtat păcatul celor mulți și a mijlocit pentru cei răzvrătiți. Amin. Observați că de vizibilă este trecerea aceasta de la grozăvia suferinței, robului suferind, la măreția și gloria care urmează după suferințele pe care le-a le trăit și pe care le-a luat asupra sa. Și atenție, toate lucrurile acestea au rezultat în cea mai măreață lucrare și în cel mai măreț triumf. Și în primul rând aș vrea să vă invit în dimineața aceasta să privim la triumful robului acestuia suferind, care se ridică dintre cei morți prin faptul că împlinește planul alcătuit de tatăl. Și un lucru foarte important, pentru că adeseori noi privim la suferințele Domnului Isus Hristos și privim mai mult decât la ceea ce se întâmplă acolo, privim la oamenii răi care îl iau și îl răstignesc, privim la păcate și toate lucrurile astea sunt adevărate, sunt reale. Dar adeseori uităm să privim la profunzimea ceea ce se întâmplă de fapt pe cruce și anume acolo se înfăptuiește un plan pe care Dumnezeu Tatăl l-a alcătuit în sine însuși înainte de întemeirea lumii. Prin conjuncția însă versetul 10, dacă vă uitați, continuă cu acest contrast izbitor care răspunde la una dintre întrebările care pot apărea în mintea cititorului sau în mintea celui care aude acest mesaj despre robul suferind și să -ți ajungi să te întrebi, dar cum e posibil așa ceva? Cum de-a îngădui Dumnezeu o asemenea atrocitate, o asemenea năpastă să cadă exact peste Fiul lui Dumnezeu? Nu putea Dumnezeu să-l salveze de ceasul acesta? Ei bine, iată răspunsul final la toate aceste întrebări. Domnul însă a vrut să-l zdrobească prin suferință. Suferințele robului suferind nu doar că nu au fost un accident, nu doar că nu au fost vreun plan pompieristic la care Dumnezeu apelează în, în ultima clipă, întrucât iubește umanitatea, iubește lumea și spune, ce să facem? N-am nimic la îndemână, hai să facem ceva. Hai, du-te și mori pentru ei. Din potrivă, suferințele lui Hristos au reprezentat supunerea Fiului prea iubit față de planul pe care Dumnezeu L-a gândit în mod minuțios și l-a planificat în sine însuși, după buna sa plăcere, înainte de vremurile creației. Dumnezeu, Tatăl, spune scriptura că și-a găsit împlinirea sau desfătarea. Asta înseamnă acest verb cu privire la a dorit. A vrut să-l zdrobească. Câteva mențiuni. Da, Dumnezeu a fost în spatele la tot ceea ce s-a întâmplat. Dumnezeu s-a folosit de aceste instrumente ale nelegirii precum mai mari preoți, precum soldații romani și așa mai departe, dar în spatele la toate acestea era Dumnezeu. În ce fel operează Dumnezeu, inclusiv cu instrumentele răului, astfel încât la final să stea planurile sale în picioare? Gândiți-vă la niște ape tulburi, da? la, un, la un baraj cu valuri, cu ape tulburi, cu mizerie, se rupe barajul și barajul respectiv începe să măture tot cei ce, ce vin în cale. Dacă ai avea forța supranaturală să pui în calea celor ape niște proptele, niște opreliști, ai putea să dirijezi apa astfel încât, deși ea urmează cursul ei natural, da, se duce întrucât asta face apa, se duce la vale, dacă are unde se duce. Da? În cele din urmă, apa respectivă să ajungă să dea jos un zid pe care tu vrei să-l dărâmi. Tu te folosești de forța apei, care oricum se duce pe drumul ei, dar în cele din urmă o dirigezi astfel încât la final să-ți împlinești propriile tale planuri. În același mod, Dumnezeu se folosește inclusiv de instrumentele nelegirii, de soldații romani, de cruce, de bătăile uh, cu biciu, de coroana de spin și de toate batjocurile prin care trece Domnul Isus Hristos, dar în final ceea ce oamenii aceia fac, atenție, nu fac doar prin îngăduința Tatălui ci tatăl își împlinește propriul său plan pe care l-a întemeiat, astfel încât prin fiul, prin zdrobirea mielului, păcatele noastre să poată să fie justificate. Ce dragoste mai mare să ia niște fii pierduți ca noi, desfigurați de păcat, transformați în niște orci ai nelegeirii prin propriul său fiu, să ne smulgă din întuneric, să ne aducă din nou acasă. În sensul acesta și-a găsit tatăl împlinirea în zdrobirea fiului. Și aceasta este a doua mențiune. Dumnezeu nu-și găsește plăcerea sau desfătarea în zdrobirea fiului ca un fel de maniac lipsit de milă, care își găsește plăcerea în a provoca durere ființei prea iubite. Nu, ci în direcția în care privește la ceea ce în Consiliul Trinității, am putea să spunem, înainte de întemeirea Pământului, în Consiliul Trinității, în, în inima lui Dumnezeu, se naște planul acesta de mântuire cu privire la noi oamenii. Și în momentul în care Duhul Sfânt și Tatăl sunt acolo împreună cu Fiul, întrucât Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, prin suferințele pe care le lasă să cadă peste Fiul, Dumnezeu își găsește desfătarea pentru că se împlinește propriul său plan și Dumnezeu își găsește desfătarea în împlinirea planurilor sale. Și asta este mesajul apostolic în conformitate cu învățăturile aduse de Hristos însuși, de la Dumnezeu Tatăl pe care le-a dat apostolilor, pe care noi am ajuns să le avem în epistolele Noului Testament. Cât de frumos începe uh, Apostolul Pavel în această uh, odă de laudă la adresa lui Dumnezeu în epistola sa către Efeseni, Efeseni capitolul 1, ne spune că în el, adică în Isus Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți. Și fără vină înaintea Lui în dragoste, El ne-a hotărât mai dinainte pentru un fiere prin Iisus Hristos după buna plăcerea voiei sale spre lauda gloriei Harului Său pe care ni l a dat de bună voie în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogăția Harului Său. Dragii mei, luați-vă în această dimineață de... în care celebrăm învierea, luați-vă câteva clipe chiar acum și gândiți-vă la următorul aspect receptorii cărui har am devenit noi. În cea mai măreață și pură formă de manifestare a vieții și existenței unei ființe. În modul în care își manifestă viața. Dar această ființă nu este orice ființă. Ce este începutul la toate. El este fără început și fără sfârșit. El este atotputernic, El este veșnic, El este Cel din care vin toate și prin care se țin toate și pentru care există toate. În adâncimile ființei Lui, zămislește, ia naștere, gândul acesta, că într-o zi, fiul meu va muri pentru tine. Cum să ai parte de o asemenea dragoste? Cum să ajungi beneficiarul la o asemenea minune? Cât de măreț este harul acesta? Cât de măreață este dragostea aceasta? Noi oamenii ne luăm adeseori cu dinamica vieții. Ne obișnuim cu viața, ne obișnuim cu casele noastre, ne obișnuim cu moartea. Știți că și cu moartea ajungi să te obișnuiești. Și ajungem adeseori să ratăm să mai trăim în felul în care ne învață Evanghelia să trăim și anume gândiți-vă la lucrurile de sus, unde viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Voi ați fost creați și existați pentru ceva mai măresc decât lumea asta trecătoare, decât anii pe care Dumnezeu îi îngăduie în viața noastră. Voi ați ajuns să fiți receptorii Harului Lui Dumnezeu care se va manifesta prin faptul că te va ține la masa Lui în veșnicie pentru totdeauna împărțind cu tine tot ceea ce are. Ce dragoste imens, ce dragoste mare. Dumnezeu este implicat în mod activ în pedepsirea Fiului cu pedepsa pe care nu El o merita, ci noi o meritam, dar pentru că ne-a iubit, ne-a iubit până la capăt, ce anume a mers să își dea viața pentru cei pe care avea să-i numească frații mei. Ce frumos să citit la timpul de închinare prin muzică, în demnul dat Mariei. Du-te și spune că mă duc la tatăl meu și la tatăl vostru. Du-te și spune cui? Du-te și spune fraților mei. Prin înviere este pecetruită această realitate odată pentru totdeauna că toți cei care suntem în Hristos Iisus suntem frați unii cu alții prin credință, sigur, dar suntem frații Domnului Iisus Hristos. Și pentru veșnicie, pentru veșnicie vom sta la masă cu fratele nostru. Ce a însemnat asta? Dumnezeu a vrut și a trebuit să dorească să-și drobească fiul ca să împlinească planul de răscumpărare. Vă amintiți de episodul cu Avram și cu Isaac, pe Muntele Moria. Isaac îl întreabă pe Avram, Tată, văd chibritul, văd lemnele, avem tot ce ne trebuie, dar ne lipsește elementul esențial. Cum vom aduce o gerfă fără un miel de gerfă? Ce Avram îi spune, profețind parcă, da, Dumnezeu va purta de grijă. Dar Dumnezeu deja îi spusese, mergi și adul ca jertfă pe singurul tău fiu, pe Isaac, pe copilul tău prea iubit. Și Isaac ca un fiu ascultător. Se pune pe altar. Avram ia cuțitul și ridică cuțitul. Și în harul lui Dumnezeu se întâmplă o minune. Dumnezeu poartă de grijă. Arătând prin această imagine plastică ceea ce avea să se întâmple cu câteva multe sute de ani mai târziu, când Dumnezeu Tatăl pe muntele numit al Căpățânii sau pe dealul Golgotei, Dumnezeu Tatăl spune, vă amintiți ce a spus lui Avram? Avram, să nu cumva să faci rău fiului tău. Iată, am pregătit pentru tine o jerfă. Vezi că încurcat în tufișuri aici un berbec. Spre cine îndrepta imaginea aceasta? Spre ziua în care Dumnezeu și-a propriul său fiu și îl pune pe un altar în formă de cruce, astfel încât să poată să fie făcută pace între oameni și Dumnezeu, doar că de data aceasta tatăl ia locul lui Avram și nu mai există nicio voce care să-i spună Hei, oprește-te! Pentru că nu există altă jerfă. Nu există alt plan. Hristos ne-a arătat asta prin faptul că s-a rugat, vă amintiți că transpirația lui s-a transformat în, în ciroaie de, de, de sânge, în strop de sânge, atât de intensă era lupta spirituală din inima lui, spune, tată, dacă este cu putință, dacă se poate altfel, îndepărtează de la mine cupa aceasta. Nu s-a putut altfel. Nu există iertare de păcat fără vărsare de sânge și nu poate să fie curățarea adevărată de păcat decât prin sângele unui miel fără cusur. Unde este acest miel fără cusur? Doar Hristos a putut să fie. Doar Hristos a putut să fie. Și de data aceasta pe pe muntele numit Golgota, Dumnezeu Tatăl trebuie să aducă jerfa. Dumnezeu trebuie să sacrifice mielul și cuțitul. Nu se oprește. În direcția aceasta, Dumnezeu a vrut pentru că a trebuit să-l zdrobească. Dar în ceea ce satan credea că a învins, de fapt, în mijlocul acelei suferinți, prin moartea aceea, Hristos triumfă. De ce? De ce este victorios în moarte? Pentru că împlinește planul al cătui de tatăl înainte de vremurile veșnicilor. Nu era în afara planului său, ci era centrul planului tatălui. De asta Iisus poate striga în timp ce își dă Duhul Să ispră fit am împlinit iată în sulul cărții este scris despre mine merg să fac voia ta dumnezeule tată ceea ce tu ai gândit ceea ce noi am discutat iată sa împlinit ce moarte victorioasă dar mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos devine triumfător nu doar prin faptul că moare, ci devine triumfător prin zdrobirea boldului morții. Ce, ce realitate extraordinară de care ne amintim în această dimineață. Poate că vă întrebați de unde scoatem noi aici în Isaia toată treaba asta cu zdrobirea boldului morții tocmai într-un text despre suferință și despre moarte. Nu vi se pare extrem de interesant și foarte bine ales aceste expresii care ne descriu ceea ce urmează după suferințele lui Mesia, știți? Stră, stră bunicii mei, de exemplu, și ai tăi, n-au ajuns să mă vadă. Poate că și-ar fi dorit. Este bucuria bunicilor să-și vadă nepoții, să-și vadă stră-nepoții și dacă ar fi cu putință, te-ai bucura să vezi ce va veni după tine. Bă, oare cum o să fie nepoții la casa lor? Cum o să, o să fie sănătoși? O să fie... Dar n-au mai apucat să mă vadă. De ce? Pentru că s-au dus pe calea pe care merge orice om. Au murit. Suntem datori cu o moarte. Asta e una dintre urmările păcatului. Dar foarte interesant, despre acest rob suferin se spune că deși a fost pus în mormânt și moartea l-a înghițit, el ce face? Va vedea. Va trăi multe zile. Lucrările lui vor, vor propăși în mâinile lui. Cum vine asta? Ei bine, exact asta încerca să le explice Hristos femeilor, de exemplu, de la mormânt în dimineața învierii. Ei, voi nu vă amintiți că v-am predicat și v-am predicat nu doar despre suferință, în predicele mele v-am vorbit despre înviere. Luca, capitolul 24, versetul 1. În prima zi a săptămânii, dimineața, foarte devreme, ele au venit la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit rostogolită piatra de la intrarea mormântului, iar când au intrat, n-au găsit trupul Domnului Isus. În timp ce erau nedumerite de acest lucru, iată că doi bărbați în haine strălucitoare au stat lângă ele, îngrozite ele, și-au plecat fețele pe pământ, dar el le-a zis: De ce-l căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Și atenție! Continuă să le spună îngerii. Amintiți-vă ce v-a spus în timp ce el era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit, dar a treia zi să învie. Și ele și-au amintit de cuvintele lui. Întotdeauna acesta a fost mesajul lui Hristos. Da, trebuie să fiu dat în mâinile păcătoșilor, trebuie să fiu zdrobit prin suferință, dar există înviere. Aceasta a fost ținta gustării morții, de fapt. Ce cântăm atunci când cântăm Hristos în înviat? Cu moartea, pe moarte, călcând. Hristos intră în mormânt, dar prin însăși moartea sa zdrobește puterea morții. Și în felul acesta Hristos devine înainte mergătorul nostru. Primul rod al învierii care deschide o cale veșnică înaintea noastră trasată prin mijlocul morții, strigând unde ți-este, vă amintiți de Pavel? care meditează la acest adevărul și spune în final unde ți este boldul moarte? Unde ți este răceala mormântule? Sau ca să-l cităm puțin pe Bacovia, unde este griul cavoului care te face să simți fiorul morții pe spatele tău și să te apuce toate spaimele și toate fricile? S-au dus, au fost drobite, au fost alungate pentru totdeauna sămânța femeii, a zdrobit în sfârșit capul șarpelui odată pentru totdeauna. De asta Isaia poate rosti profețind ce va urma după suferințele sale. Din moarte se naște triumful asupra morții, cu adevărat ridicându-se dintre cei morți, el vede, se uită și vede ceva în urma suferințelor sale. Ce vede, frate și surori? Vede o sămânță de urmași. Trăiește multe zile o metaforă a vieții veșnice. A zilelor lungi și fără capăt, până în veșnicie. Făcând ce? Făcând să prospere în mâinile lui toate lucrările pe care îi le dă Dumnezeu. Toate aceste expresii ne conducă spre cel de-al treilea punct care atestă acest triumf al robului suferin, și anume, el este triunfător prin dobândirea unei moșteniri veșnice. O sămânță de urmași, viață lungă și o împărăție prosperă. Foarte interesant de observat. Nu știu dacă vi s-a dus gândul să faceți corelații de felul acesta în, în mintea voastră, dar toate aceste expresii folosite de Isaia răsună foarte puternic ca ecoul portretului omului binecuvântat de Dumnezeu. Pe paginile Scripturii adeseori ni se vorbește despre iată omul binecuvântat de Dumnezeu, iată cum se va manifesta binecuvântarea lui Dumnezeu peste om. Câteva versete doar. În primul rând, el are descendenți, are o sămânță de urmași. Salmul 127 de la versetul 3, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, ca săgețile în mâinile unui viteaz, ferice de bărbatul care își umple tolba cu ei, ei nu se vor în la când vor sta de vorbă cu dușmanii la poartă și așa mai departe. Sau Psalmul 128, de la versetul 3. Fiii tăi sunt ca lăstarii de măslin în prejurul mesei tale. Iată, așa este binecuvântat bărbatul care se teme de Domnul. În toate zilele vieții tale, să trăiești mult și să-i vezi pe fiii fiilor tăi. Un semnal binecuvântării lui Dumnezeu peste viața unei case, unui cămin, unui bărbat. Apoi, nu doar descendenți, dar să ajungi să ai o viață încununată de mulți ani. Psalmul 21, primele patru versete. Doamne! Regele se bucură de puterea pe care o dai. Cât este de vesel datorită ajutorului tău. Tu ai împlinit dorința inimii lui și n-ai respins cererea buzelor lui, căci l-ai întâmpinat cu binecuvântări plăcute inimii lui. I-ai pus pe cap o coroană de aur pur. Ți-a cerut viață și i-ai dat-o. I-ai dat multe zile pentru veci de veci. Descendenți, viață lungă și mai mult decât atât, o viață care ajunge să aibă scopuri. Atinse, visuri împlinite, dorințe care nu rămân doar undeva, bă, mi-aș fi dorit, dar n-am reușit. Nu, o viață care își împlinește scopul. Vă amintiți de uh, Iosua, la începutul lucrării pe care o dă Dumnezeu, îi spune Dumnezeu în Iosua, capitolul 1, versetul 6, fii tare și curajos pentru că tu vei da în stăpânirea acestui popor țara pe care am jurat că le voi da strămoșilor lor. Fii tare, fii foarte curajos, veghind să împlinești toată legea mea. Nu te abate nici la ea, nici la dreapta, de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să reușești oriunde vei merge. Psalmul 1. Cum arată omul fericit cu adevărat? El este ca un pom să dil lângă niște izvoare care își dă vremea, rodul la vremea lui, ale cărui frunze nu se vestejesc. El ce face? Reușește în tot ceea ce face. În alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos, Fiul prea iubit, devine omul cu o mare. Omul binecuvântat de Dumnezeu. El este cu adevărat binecuvântat de Dumnezeu. Prin suferințele pe care le-a trăit, el zdrobește boldul morții odată pentru totdeauna, primind în dar o împărăție în care va domni veșnic și va vedea o sămânță de urmași, un popor de urmași, și se va desfăta Sufletul în el, în el privind la ceea ce a realizat cu munca Sufletului Său. În Hristos sunt împlinite în mod ultim și săvârșit toate aceste promisiuni și binecuvântări care, atenție, devin ale noastre dacă suntem găsiți în Hristos. Prin fericirea Omului Hristos devenim și noi fericiți. Prin acest Om binecuvântat după voia lui Dumnezeu, devenim și noi, ajungem să fim puși într-o stare după voia Lui. Dumnezeu. Dumnezeu. Vă amintiți de promisiunea datului Avram? Dumnezeu se uită la Avram și spune voi încheia cu tine un legământ și vei avea o sămânță de urmaș al cărui număr nu va putea să fie numărat. Spre cine îndrepta acea promisiune? Spre adevăratul fiu, spre adevăratul miel, spre adevăratul om, spre adevăratul urmaș, spre adevăratul împărat care se va așeza pe tron. Iisus Hristos, în El sunt împlinite toate aceste profeții. Unde-i poporul acesta? Unde-i sămânța de urmași? Să mergem să o vedem. Să ne desfătăm și noi, să vedem ce se bucura așa de mult fiul când privea la sămânța asta de urmași. Ce, ce, de ce simte atâta veselie când se uită? Iată sămânța de urmași. Noi suntem. Noi suntem poporul. Noi suntem copiii pe care Tatăl i-a dat. Hristos privește la biserică și îi se înviorează sufletul. Gândește-te puțin la lucrul acesta. Înainte de întemeierea de, de lumii, Hristos privește în viitor și te vede pe tine. Cu toate păcatele tale. Cu toate căderile tale. Cu trecutul tău și cu viitorul tău. Cu toate promisiunile pe care ai încercat să le ții și n-ai reușit să le ții. Și le-ai încălcat cu toate mizeriile din viața ta. Privește la tine, în același timp privește la cruce și la suferințele pe care trebuie să le suporte în locul tău și spune merită. Vreau. Atât de mult îl iubesc. Înțelegi măsura dragostei lui? Pe când eram noi încă păcătoși, fără să-i putem da ceva în schimb, fără să Există ceva bun de dorit în noi, Hristos poartă mizeriile noastre și spune merită. Prin el am ajuns să avem și noi multe zile. Prin el lucrările noastre propășesc. Generație după generație, promisiunea lui Isus pentru biserica care a rămas în picioare. Porțile locuinței morților nu vor birui. Au fost multe persecuții. Au fost multe încercări să fie oprită puterea cuvântului lui Dumnezeu. Să fie oprită sămânța de urmaș a bisericii, să îi se verse sângele. Dar sângele vărsat al, al, bisericii, așa cum spuneau și înaintașii noștri, a devenit de fapt, da? Sângele martirilor este sămânța bisericii. Niciodată biserica n-a putut să fie oprită. Și nu va putea fi oprită pentru că este centrată, stă, s-a născut din suferințele Domnului Isus Hristos. Ca să fim siguri de toate aceste promisiuni, frați și surori, poate că sună așa prea, prea bine vestea asta ca să... Chiar pot să fiu sigur că atât de tare mă iubește Dumnezeu. Spune Evanghelia că El ne-a și arvunit. Sau ne-a pecetluit în Evanghelia aceasta. Efeseni capitolul 1, versetul 13. În el și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărul, Evanghelia mântuirii voastre, ați și crezut în el și prin credința noastră în el ce s-a întâmplat? Ați fost sigilați cu Duhul Sfânt cel promis, care este o garanție sau o a moștenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt posesiunea lui Dumnezeu spre lauda gloriei Lui. Dacă ești în Hristos, dacă te-ai încrezut în El, dragul meu, prin Duhul Sfânt, tu ai fost arvunit pentru toate aceste promisiuni. Un antecontract, dacă își respectă termenii, are valoare de contract. În acest fel, da, prin Duhul Sfânt care ne-a dat, Dumnezeu se uită la sămânța de urmaș a Domnului Isus Hristos la biserică, la noi credincioși și îi spune, hei, chiar dacă n-ați ajuns încă la capătul alergării voastre, chiar dacă încă treceți prin lupte, chiar dacă Satan vă mai pune ctupiedică din când în când, chiar dacă sunt rămășițe pe care încă vă luptați cu ele să le dați la o parte și nu vă plac, Ei, în toate luptele astea, voi sunteți deja ai mei. Am, am, încheiat antecontractul cu sângele Domnului Isus Hristos, păcatele v-au fost iertate, ați fost puși deoparte ca să fiți ai mei, nimeni nu vă poate smulge din mâinile mele și ca drept dovadă, iată, am dat Duhul Sfânt inimilor voastre. Și Dumnezeu este un Dumnezeu care, căruia nu-i pare rău pentru darurile făcute. Așa că, dragul meu, drag credincios, fii bucuros în Domnul. Radiază de fericire. Predicăți predică ți aceste adevăruri în fiecare zi și atenție, El nu ne-a dat cu regret toate aceste binecuvântări. Când Hristos privește la cruce, când Hristos privește la suferințele sale, la, la semnele cuielor și le, le va avea în veșnicie ca să ne asigure de dragostea Lui, de faptul că este un mare preot mijlocitor veșnic pentru noi, când se uită și apoi se uită la, la viața ta precăjită și tumultoasă și cu uh, multe greșeli pe, pe care încă le faci, Iisus nu simte regret. Nu spune, bă... Vi s-a întâmplat vreodată să vă pare rău pentru un dar pe care l-ați făcut? Mie mi s-a mai întâmplat. Fie că nu-i poate prețui cum trebuie darul, fie că a fost așa o emoție de moment și ai scăpat mai mulți bani decât ar fi trebuit și îți pare rău după aia, vă, dar totuși prea m-am lungit cu cadoul ăsta. Dar așa e așa un sentiment de parcă regret. Dumnezeu spune că atunci când se uită la sămânța lui de urmaș, ce se întâmplă în inima lui? Ce se întâmplă în sufletul lui? Spune că se va înviora se va înveseli. Când se uită la rănile lui, la suferințele lui și preoiește la viața ta, spune, hoaci, am meritat. Ce, ce bucuros aș, aș face același lucru. Atât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Poate o ilustrație din lumea, din lumea reală, pe care o pot înțelege mai mult femeile, nu bărbații, dar Pavel folosește ilustrația aceasta și spune, gândiți-vă puțin la o femeie când e în chinurile nașterii și te apucă durerile, parcă așa, pe plan emoțional, poate că poți să ajungi să te gândești, bă, nu mai vreau să trec pentru o experiență de felul ăsta. Dar după aia, când simți respirația unei alte ființe umane pe obrazul tău și simți pielea și Poți să te uiți la acea bucată de carne vie adusă la viață și spui, tu ești os din oasele mele, carne din carnea mea. Se naște acolo un atașament emoțional. Spune că de bucuria acelei experiențe, ce face femeia? Uită de durerile nașterii. Nu-și mai mintește. Au trecut, gata. S-au dus. Când Domnul Iisus Hristos privește la noi biserica sa, mireasa sa, spune că îi se înviorează sufletul, nu simte niciun regret. Așa de mare este dragostea lui. Dacă ești în dimineața aceasta aici și n-ai experimentat această dragoste a lui Dumnezeu, coborâtă în lumea noastră prin Iisus Hristos, Fiul Său, aș vrea să-ți amintesc și să-ți reamintesc că salvarea păcătosului de la moarte, iertarea păcatelor tale, nu naște un of adânc în inima Salvatorului. Este bucuria lui Iisus să te mântuiască. Hristos se înviorează când salvează păcătoși. Dacă n-ar fi simțit asta, n-ar fi venit să moară pentru noi. Nu vezi tu, omule, spune Pavel, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Sigur că trebuie să-ți fie teamă de judecata de apoi. Sigur că trebuie să-ți fie teamă de realitatea iadului. Dar mai mult decât toate acestea, Trebuie să ajungi să înțelegi cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. O iubire cum n-ai mai gustat. O iubire cum n-ai mai experimentat. Nici măcar părinții tăi nu au reușit să te iubească așa cum te iubește. Și cum poate iubi Dumnezeu. Dragostea lui te cheamă la mântuire. Ce crezi că îți oferă lumea aceasta? Bucurie? Fericire? Am gustat și noi din ele. Păcatul aduce durere. E învelit frumos, promite multe, dar e ca un șarpe veninos la final, care te lasă tot mai gol și tot mai nefericit. Cât vei sta departe de dragostea lui Dumnezeu? Gândește la asta. Cheamă-L pe Dumnezeu și El îți va veni în ajutor. Roagă-L să te ierte. Și este fericirea, este plăcerea lui Dumnezeu să te ierte și să te primească și apoi să trăiești alături de El toată viața. Apoi, noi cei care am gustat din dragostea Lui cea mare, dacă ești copilul Lui Dumnezeu în dimineața aceasta în care celebrăm învierea Domnului Isus Hristos, dragii mei, toate lucrurile acestea reprezintă o veste atât de bună încât trebuie să plecăm chiuind acasă. Să mergem și să ne veselim în casele noastre. Nu să transformăm bucuria ca în banchetele lumii acesteia, dar, frați și surori, creștinii ar trebui să fie unii dintre cei mai veseli oameni pe care, cu care ai ocazia să te întâlnești. Să-ți mănânci pâinea cu veselie în casă, să ridici strigăte de laud în casa ta, în curtea ta, să stai la masă cu apropiații tăi, să frângi pâinea cu, cu copiii tăi și cu rudele tale și să nu mai poți de veselie. De ce? Pentru că robul, Împăratul nostru este triumfător. Și prin el am ajuns și noi să fim mai mult decât triumfători sau biruitori. Ca să nu ne îndoim de toate aceste adevăruri, iată cum se încheie pasajul acesta din Isaia, Domnul Iisus Hristos, robul suferind, ajunge să fie triumfător prin înălțarea sa mai presus de orice nume odată pentru totdeauna. El își va primi într-adevăr partea în mijlocul celor mari. De aceea spune însuși Tatăl, de aceea. De data aceasta, da, am asistat la, la, o analiză făcută acestui rob suferind care apoi ajunge în glorie. Dumnezeu Tatăl privește la toată lucrarea pe care el a făptuit o și spune, de aceea, spune Dumnezeu, eu îi voi da ceva. Îi voi da parte. Îi voi da răsplata pentru munca sufletului său. Îi voi da o împărăție. Îi voi da un tron. Și el va împărăți veșnic în mijlocul urmașilor săi. Când citești expresia aceasta de aceea, te duci imediat cu gândul la acel im scris de Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, vă amintiți de el, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea. De ce? Pentru că s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume pentru ca în numele Lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ, de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre gloria Lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Frați și surori, prin ceea ce a realizat robul suferind, care a ajuns triumfător, a dat naștere la acest tăvălug al unei împărății pe care nimeni nu mai poate opri niciodată. Lucrul acesta a fost ratificat prin faptul că el S-a înălțat din mormânt, din mor, cum era în viata treia zi și s-a așezat la dreapta tatălui, supunându-și toate lucrurile, orice stăpânire, orice autoritate. El nu este doar în mijlocul celor mari, ci el este guvernatorul peste toate împărățiile lumii care există. Tot ce a fost și tot ce va fi. El este guvernatorul, el este, el este împăratul, el este forța ultimă și noi suntem ai lui. Ce har să fim parte astăzi a bisericii pe care... Noul Testament o numește Biserica celor. Cum? Biserica celor întâi născuți. Ar fi trebuit noi, cei întâi născuți, să murim. La fel cum au murit toți întâi născuți din casa celor ce se aflau în robie, în Egipt. Vă amintiți? Au murit toți. Dar au existat case în care întâi născuți nu au murit. Casele evreilor. De ce? Pentru că pe. Ușorii ușii. A fost găsit sângele unui miel, prin care Dumnezeu însuși a încheiat un legământ, astfel încât moartea să nu mai intre în întâiul născut, ci să intre în miel. O moarte tot a fost. O moarte tot a fost. Dar n-a mai fost moartea copilului, ci a fost moartea mielului. La fel cum o moarte, într-un sens, tot am gustat. Dar n-am mai gustat-o noi. Și a gustat-o Hristos mielul în locul nostru. Astfel că noi am ajuns biserica celor întâi născuți răscumpărați care nu mai mor, ci sunt vii în vecii vecilor prin învierea Domnului Isus Hristos. De fapt, se împlinește ceea ce Isaia anunțase încă din capitolul 9. Isaia capitolul 9, versetul 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, autoritatea va sta pe umerii săi, se va pune numele cum? Sfetnic, minunat, Dumnezeu puternic, tată, veșnic. Prinț al păcii, Autoritatea sa va crește și va fi o pace fără sfârșit pentru tronul lui David și pentru împărăția sa. El o va întemeia, o va întări prin judecată și dreptate de acum și pentru totdeauna zelul Domnului Oștirilor va face lucrul acesta. Ce-i de făcut în fața la toate aceste lucruri? Fraților, ce trebuie să facem? Trebuie să ne veselim și apoi să privim la Domnul Isus Hristos și la suferințele sale și la gloria care a urmat după suferințele sale ca la modelul nostru de viață. Cartea Evrei spune în Evrei capitolul 12 și vreau să ne pregătim inimile să luăm cu veselie cina Domnului împreună astăzi, de aceea după ce comemorează tot norul de martor și viața lor. De aceea, pentru că putem privi la viețile lor și să vedem oameni care au ajuns cu bine la finalul lor de viețuire în credință, au sfârșit cu bine alergarea, de aceea, având un nor așa de mare de martori care ne înconjoară, să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară așa de ușor și să alergăm cu răbdare cursa care ne stă înainte, să privim unde? În timp ce alergăm, în timp ce ne trăim viețile, să privim unde? Să privim țintă la Isus, inițiatorul credinței noastre, cel care desăvârșește credința, care, și iată ce, ce model extraordinar avem în suferințele lui Hristos, spune, care pentru bucuria care este stătea înainte a îndurat crucea disprețuindu-i rușinea și s-a așezat la dreapta tatălui. Deci sus stă înaintea crucii, stă înaintea suferințelor sale și privește la bucuria care era pusă înainte și ce era acea bucurie? Veșnicia alături de noi. Sămânța de urmași care înviorează sufletul. Garanția pe care o avem e faptul că, iată, avem o masă pe care o luăm în fiecare adunare pe care o avem la oaltă. Hei, Hristos a murit. Mâncați pâinea aceasta în amintirea mea. Vestiți moartea și învierea mea. Beți din paharul acesta până voi veni eu și vom lua masa aceasta împreună în părăția Tatălui. Dragii mei, să trăim cu ochii ațintiți spre răsplătire. După suferință, există răsplătire. După credință există moștenire, după cruce există viață, după ascultare și sfințire există înălțare și fericire veșnică. Dacă vreodată ești tentat să ajungi în viața ta de credință și cu gândul acesta vreau să, să te încurajez să, să iei cina cu bucurie astăzi, poate că adeseori în viața ta de credință treci prin momente în care zici, păi, dar merită toate? Parcă, parcă așa, nu știu, e greu. Și îți vine stelași de toate. Poate treci printr-un sezon în care lupta cu păcatul e grea. Și simți că nu mai poți, simți că nu mai vrei, simți că nu mai vrei să dai ochii nici cu oamenii, nu mai... Nu, ești sătul de tine. Și ești să sătul să fie și restul oamenilor să sătui de tine. Și ai vrea să renunți la toate. Dragul meu, privește dincolo de viața aceasta trecătoare. Spune uh, apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 4 De aceea noi nu descurajăm ce chiar dacă trupul nostru piere, totuși omul nostru lăuntric este înnoit zi de zi. Căci cazul nostru ușor, temporar, lucrează în noi greutate veșnică a gloriei care întrece orice imaginație. De aceea noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, deoarece cele ce se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice. Și vorbește ca unul care știe ce vorbește, pentru că a fost răpit acolo. A avut o viziune și spune, fraților, v-aș spune mai multe despre cer. V-aș spune mai multe despre tot ce ne-a vorbit Iisus Hristos, că va fi cu noi și vom sta la masa Lui și sceptrul șcep, șcep, Lui de, de domnie ne va fi dat și vom avea cetăți în, în subordine, vom primi răsplătiri, o viață întreagă, o veșnicie întreagă vom avea de muncă alături de Fiul Lui Dumnezeu Iisus Hristos. A Așa minunate sunt lucrurile pe care le pregătește El pentru noi, că n-am cuvinte să vă explic. Aș vrea, dar nu pot. Mă depășesc lucrurile acestea. De aceea, trăiți pentru cer. Răbdați necazul. Biruiți păcatul. Nu există ceva ce poate oferi pământul acesta care să merite. Să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Domnul Iisus Hristos când a plecat ne-a spus Mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine. Dacă sunteți pasionați de călătorii, sigur că unii suntem mai pasionați de natură, alții de clădiri, dar când ajunge într-o țară nouă, într-un oraș nou, nu așa că e un sentiment extraordinar când vizitezi o clădire sau începi să-i faci poze sau descoperi străduțe, restaurante noi, terase și așa mai departe, sau un munte nou, dacă ești pasionat, un râu nou și așa mai departe. Și ceva frumos se naște în inima ta. Pă, mai este o stradă, mai ai, că mâine ne călătorim în partea cealaltă orașului și tot vrei să explorezi, vrei să explorezi. Oare cum va fi? Când ne va lua de mână arhitectul arhitecților, Isus Hristos, Fiul Templarului, și ne va duce pe toate cotloanele lumii noi, care este a noastră prin credință, ne va lua la plimbare pe toate potecile pământului nou și va spune, hei, la asta am lucrat eu. Ăsta e locul pe care vi l-am pregătit. Este un loc de vis, un loc fără moarte, fără durere, trupul glorificat. E pregătit de Isus pentru tine. Toate aceste promisiuni sunt reale, frați și surori. De unde știm? Isus a înviat. Isus a înviat. Hristos este viu în vecii vecilor. Cu gândurile acestea vă invit să ne apropiem să celebrăm învierea Lui, bucuriile de care ne-a făcut parte și să luăm cina Domnului împreună ca de obicei și ar vrea să ne ridicăm, să ne rugăm și apoi luăm cina și stând în mâncile noastre, mâncăm și bem trupul Domnului Isus Hristos reprezentat prin aceste elemente, prin credință ne desfătăm în ele în timp ce medităm în rugăciune.